Prieteni, știu că deja v-am plictisit cu cât sunt de bune, cât sunt de sigure sau comode rucsacurile de la Bobby sau XD Design. Dar ei au inventat unul cu baterie solară. Cum să nu testezi așa ceva? Partea în care eu trebuie să-ți spun despre siguranța acestui rucsac sau cât este de moale și confortabilă partea din spate sau care este logica amplasării lucrurilor în el sau câte buzunare ascunse găsești în el, toate sunt ca și la modelul clasic. Așa că astăzi trecem peste, dar vorbim despre ce găsești nou aici, pentru că sunt multe. Se creează impresia că unicul scop pe care l-au inginerii de la XD Design atunci când creează sau reinventează un rucsac este unde încă să mai ascundă un buzunar, deoarece noi deja am ajuns la etapa când avem un buzunar ascuns într-un buzunar ascuns. Eu cred că anul viitor noi vom avea un buzunar ascuns într-un buzunar ascuns care este ascuns într-un buzunar ascuns. Partea interioară a rucsacului nu a fost schimbată deloc. Ea doar a fost regândită. Mulți dintre noi folosesc doar o parte a rucsacului, acolo unde de regulă stau lucrurile de primă necesitate. Nu, să presupunem, aici stă laptopul, aici stă portmoneul, stilourile, carnetul tău de notițe și așa mai departe. Plus, rucsacurile Bobby se mai deschid destul de specific, iată cam în așa poziție. Așa că lucrurile care tu le ai aici să nu-ți cadă în cel mai nepotrivit moment, Bobby a creat, iată, așa o bucată de stofă care îți divizează acest compartiment de acesta. Și asta nu e tot. Dacă această bucată de stofă te deranjează și tu nu ai nevoie de ea, iată, așa frumos o strângi, o împăturești și o ascunzi, iată, aici. Iată așa. Încă ceva. Pentru că noi folosim acest spațiu diferit, desigur că avem nevoie și de o compartimentare diferită. Mi se creează impresia că vorbesc despre un dulap. Ok, Bobby a creat așa burete acoperite cu stofă și lipici care îți permit să divizezi acest compartiment după cum îți este ție mai comod. Continuăm cu spațiile noi în care îți poți păstra lucrurile. Un buzunar a apărut, iată, aici, pe spate. Apropo, din acest motiv, spatele a devenit mai gros și mai moale, așa că este mai comod. Și un buzunar pentru carduri, iată, aici, pe bretea. El a fost și până acum, doar că nu cu fermoar, dar cu lipici și cam perdeai cardurile, pe lângă faptul că ele nu încăpeau. Nu, asta era problema, ele nu încăpeau. Tu aveai spațiu pentru carduri în care cardurile nu încăpeau, știi? Inginerii s-au gândit mult, dar tare mult, și au inventat iată așa un mecanism magnetic. El este pentru această husă în care tu poți să-ți ascunzi telefonul. Perfect, îmi place, este de minune. Doar că este o mică problemă. Se pare că cei care răspund de dimensiuni la XD Design sunt diferiți față de cei care răspund de buzunare ascunse. Nu vă pare nimic straniu? În schimb, se fixează pur și simplu perfect. Ia privește. Și lipici are. Dar nu-ți fă griji, deoarece vei putea folosi acest mecanism destul de logic. La pachet, rucsacul vine, iată, cu așa o curea, de care poți fixa absolut orice. De exemplu, o sticlă cu apă și să o porți, iată, în așa mod. Vezi? Acum trecem la cel mai interesant. Bateria solară și încărcarea wireless. Am divizat totul pe etape, ca să-ți fie mult mai clar. Bateria solară este amplasată, iată aici, pe partea din față și este construită în așa mod ca să fie protejată și de șocuri și de apă. Marea problemă e că nicăieri, nici chiar pe site-ul lor oficial, eu nu am găsit absolut nicio informație despre parametrii tehnice ai acestei baterii. Nici ce putere are ea, nici cu ce putere îți va încărca telefonul tău mobil și așa mai departe. Da, probabil eu am fost neatent, dacă tu cunoști aceste informații, scrie-le, dar unicul lucru de care eu sunt sigur, 100%, e că nu ai fast charge. Încă ceva, aici pe lateral ai un buzunar ascuns, în care într-un buzunar ascuns mai găsești încă un buzunar ascuns. În el găsești, iată așa, o chestie.
Este un încărcător wireless și dacă telefonul tău este compatibil cu această tehnologie, tu vei putea încărca direct în acest buzunar. Perfect! Nu-i nimic că jumătate din telefoanele care sunt compatibile cu această tehnologie în acest buzunar nu încap, dar nu uita, tu ai husă. Așa deci, care este logica la tot ce găsești aici? Ăsta este controllerul bateriei solare. El are două porturi USB tip A și tu îl poți folosi pe oricare ți este mai comod. Aici pe lateral găsești un port USB la care tu deja vei conecta telefonul tău mobil. El la rândul său tot are două porturi, unul de tip C și unul tip A. Deci, tu îți poți încărca dispozitivele sau de la un powerbank pe care tu îl vei conecta la unul din aceste fire, în așa mod tu eviți bateria solară, sau doar de la bateria solară. Sau, de ce nu, le poți încărca pe ambele concomitent, și powerbank-ul și telefonul. Pentru asta îți va trebui cam o lună de zile de stat într-un soare puternic, dar nu-i nimic, nu te descuraja, important că poți să faci asta. Asta este deviza noastră. De fapt, glumesc, prieteni, dacă ai un telefon de aproximativ 3000-3500 de mAh, aproximativ o zi de stat în soare îl încarci de la 0 la 100%. Ca să înțeleg cât este de comodă toată chestia asta, eu am încercat să testez bateria solară în două moduri. Primul, atunci când soarele este puternic și totul este pur și simplu perfect. Al doilea mod este seara, cam pe la ora 6:30, când soarele este mai slab și în loc să-mi încarce telefonul, el s-a descărcat. Dar presupun că m-am apucat eu de teste cam prea târziu, la ora 8 deja s-a întunecat. Să folosești această tehnologie ca una de bază, desigur că nu va fi posibil, deoarece eu mi-am încărcat telefonul aproximativ 15% în cam 30 de minute. Foarte mult contează cât este de puternic soarele. Cu cât este mai puternic, cum este la noi în acest timp, cam 40 de grade, telefonul se încarcă mai repede, dar tu te descarci la fel de repede ca și telefonul. Dar, dacă tu vei fi într-o călătorie și vei avea absolut toate gadgeturile descărcate, crede-mă că te va salva, cu condiția că anume rucsacul va fi expus maximum timp posibil la soare. Next level you. Enter.